Da, sunt situații cu care poliția se confruntă și de asta am spus și spunem și eu susțin de fiecare dată că polițistul sau serviciile speciale în general, pentru că în asta nu intră doar polițistul, intră și jandarmii, intră și trupele antitero, intră și SRI-ul, SPP-ul și care au de multe ori misiuni speciale. Trebuie neapărat să facă programe de pregătire speciale. De ce? Pentru că atunci când ești în timpul unei astfel de acțiuni, pe lângă faptul că ești șoferul care trebuie să conduci mașina, ești în stresul, în tensiunea că urmează să te lupți cumva mai mult sau mai puțin direct cu un infractor. Infractor care poate fi nebun, poate fi băut, poate fi drogat, poate fi înarmat, poate fi criminal, poate fi, poate, nu știi ce urmează. Și atunci tu trebuie să faci niște antrenamente ca stăpânitul mașinii în astfel de situații, adică situații limită să ajungă aproape din reflex.